Hei, salutare tuturor, eu sunt Kinaia și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de Five Nights Before Freddy's. Oh my god. Joculețul ăsta cred că a fost un fan-made destul de reușit și acum hai să vedem secretul din acesta. Deci avem cele 3 steluțe. Trebuie să avem modul de joc selectat pe normal și trebuie să apăsăm click pe năsucul lui Freddy și va apărea Golden Freddy. Ok. Le mulțumesc enorm celor care mi-au spus de acest lucru. Sunt de cei mai tari și n-aș fi reușit fără voi. Vă mulțumesc. Ok. Și avem aici noaptea 8-a. Ok. Sunteți gata? Eu unul nu prea. Dar hai să vedem. Noaptea 8-a. Ok, zice că nu-i nevoie să folosim neapărat lanterne. Ok. Ha? Animatronii nu-s. Hey, Clyde. Huh? I'm just over here in the east hallway. Okay. Reason why I asked you here is for your help. But first, I must apologize. You got me fired, but I'm over that now. I didn't mean to be so harsh. Scuze, ai fost concediat. Nu trebuia să fie așa de rău. But anyway, you may have noticed that the animatronics are gone. Da, am văzut că animatronii au plecat. Au fost mutați la pizzerie. William Afton, the man that killed those children, is the new Afton, night Afton, cel care a omorât copiii, acum gardianul pizzeriei. Not alone, Clyde. There were 5 children who were murdered. 5 copii omorâți, 4 mutați, unul rămas în clădire. But it isn't a being, just his soul. He hasn't been found, but I know he would have been here with his friends. Now he doesn't know where they are. Nu știe unde sunt. E supărat și nervos. Cred că că a fost lăsat în urmă. Uite pe camere. I don't know what is going to happen, but we have to se va întâmpla. To help Michael get back to his friends and get revenge on the Michael cheamă pe Golden Freddy. I'm going to go walk through the studio now, Clyde. Okay. Whatever happens, just stay alive. Just să te stai în viață. Come 6 a.m. Să vină 6. Brand new day. Pentru o nouă zi, deci. Ok, dude, și eu îți mulțumesc pentru... Mi-ai spus să mă uit pe camere. Ok. Animatronii... Foxy, Chica, Bonnie, Freddy au fost mutați la pizzeria nouă. Cred că se referă la... Pizzeria din FNAF 1. Cel mai probabil da. Și unul a rămas în urmă, adică Golden Freddy sau din câte am înțeles de la tipul de aici, de la telefon. Dar bine, acum era aici. Că îl cheamă Marco. Ok. Is that you? Huh? Who are you? What do you want from me? Oh my god. Marco, please. Stay away from me, you evil man. We are trying to help you. Încercăm să te ajutăm. Come with me. Come on now. You leave me no choice. Nu-mi dai de ales. Oh my god. No. Nu se poate, nu se poate! L-o prins! Oh, nu! L-o băgat în costumul de Freddy, oh! A? Ba nu! Poți să simți asta? Nu, nu-i nimeni aici, nu, nu! Da, cred că e foarte ok că mi-am pus din nou cursorul pe ecran. Știu că o dată, nu mai știu, cred că jucam... Nu mai știu care FNAF și îl făcusem negru. Dar, sincer, nu cred că a fost cea mai bună chestie, că mai fain e el alb și simpluț. Ok, deci și-o dat seama că e încă cineva aici și eu... Și eu ce-ar trebui să... Fuck! Poftim? Cine acolo? Nu-i nimeni! Nu mai... Pot folosi nimic. Totul e stricat. Ok, am auzit pași. Aici? Cred. Aud mișcări. I'm so lonely. Oh, îmi pare rău, dar... Îmi pare rău că ești așa singur. El e supărat că prietenii lui au fost mutați și el a rămas aici. Crede că a fost uitat sau ceva de genul?
E un pic greu să traduci acest... Tot ce vreau e să plec de aici. Vreau să fie 6 dimineața și... Cam asta e tot. Ok, îmi pare rău pentru el. 6 dimineața, te rog. 3 dimineața, ok. Numele meu e Clyde în joc, așa. Ce se întâmplă cu bateria mea? De ce așa? Ok, și are consum maxim. Deși eu nu folosesc nimic. Ok, ceva nu-i bine aici. Ceva nu-i bine deloc. Asta trebuie să se întâmple? Golden Freddy, lasă-mă, te rog, în pace. Nu vreau... Eu aș vrea să te ajut, dar tu vrei să mă omori și... Da, mă cheamă Clyde. 16%! Chestia asta cred că e random. My father's name was Clyde. Numele tatălui meu era Clyde. Oh, ce trist, săracu. Aud pași. 9%. 4 dimineață. Ok. Nu știu unde, de fapt stai, știu unde sunt. 46% cu consum maxim. Ok, bateria e random. Mako, prietenii tăi sunt în cealaltă pizzerie. Nu i-am luat de lângă tine. Prietenii tăi sunt bine, sunt în cealaltă pizzerie. Dacă mă las să te ajut, te rog. Oh my god, asta e foarte, foarte ok. Săracul Golden Freddy. Why would you do this? Nu am făcut eu asta. Îmi pare rău. Vreau să te ajut, dar tu vrei să mă omori. Eu nu am făcut nimic. Nu sunt William Afton. Vrei să mă omori? Nu. Eu vreau să te ajut. Nu mă omorâ, te rog. E 5 dimineața. Just like the other man. Ca și pe celălalt om. 36%. Consum minim. Oh, nu. My friends are elsewhere. Da. You're trying to free me? Da, încerc să te eliberez. Ai înțeles tot, 24%. Da, încerc să te eliberez, prietenii tăi sunt bine. Totul e bine. Nu vine să cred că m-au auzit. Da, o să-ți vezi prietenii din nou. Doar lasă-mă să trec noaptea asta. 24%. Wow! Ok, tot apare la ușa din dreapta, 15%! You have set me free. M-ai eliberat! Thank you. Îți mulțumesc! Oh. Yes! 6 dimineața! Noaptea 8-a! Oh my god! Nu vine să cred!
Ha? Asta e FNAF 1. Ha? What was it brought you out here in the dark? Was it your only way of making your mark? Ha? Did you get rid of all the voices in your head? What? Do you now miss them and the things they said? What? On your own admission, you raised up the knife. And you brought it down, ending 5 children's lives. Ah, cred că acum văd prin ochii... L-o prins. Ori pe mine, Clyde, ori pe William Afton. Oh my god. Ha? Huh? Oh my god, știți chestia asta? Când ne prindeam FNAF-1, oh my god. Ăsta-i finalul? Ha? Huh? 5 Nights Before Freddy's. He's gone. Ok. Ok, aparent ăsta a fost finalul. Ha, oh, joculețul ăsta a fost tare. Ok, deci non-stop o să încerc să las cursorul mouse-ului așa. Uai, și acum sper că s-a filmat totul și sper că totul e ok, ok. Deci dacă ăsta e finalul, atunci pun și eu capăt aici, ok. Deci cam atât cu acest episod și cu această serie. Eu chiar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și noi ne auzim data viitoare. Ok, pa!